În această perioadă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are disponibile peste 300 de locuri de muncă, mai multe comparativ cu anii precedenți. Vacante pentru perioada 28 martie-4 aprilie sunt în număr de 300, deci a fost o săptămână care ne-a dat cele mai multe locuri de muncă, asta datorită faptului că se apropie sezonul. Domeniile sunt toate în domeniul turistic, barman, bucătar, bufetier, camerist, îngrijitor spații verzi, recepționer, hotel, șef de sală, restaurant, spălătorie, lejerie, deci în toate domeniile și v-am spus încă o dată, locuri de muncă sunt foarte binevenite în această săptămână. Chiar dacă mai au câteva luni până la vacanța de vară, adolescenții constanțeni se gândesc deja la un loc de muncă. Mulți dintre ei se pot lăuda chiar cu experiență în domeniu, iar banii câștigați îi vor cheltui pe distracții. Pe vară o să mă angajez în satul meu Vadu. O să fiu ospătar pe plajă, la o cherhana, cu specific pescăresc. Și o să fiu ospătar toată vara. Să înțeleg că ai mai lucrat până acum? Da, asta vara am lucrat. Și cum a fost? Te-ai descurcat? Da, m-am descurcat. Este chiar aproape de plajă, la vreo 2-3 metri, deci... E un venit. Este, da. Și o să lucrez doar pe weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Am chiar intenția să mă duc în București. Lucrez de vreo 2-3 ani ca programator și mi s-a oferit acolo un fel de internship pe vară. Pentru, nu știu, câteva, să mai învăț câte ceva, să fac și un ban cestit până una alta, nu? Ai mai lucrat până acum undeva? Da. Am lucrat și în România, am lucrat și la o firmă în străinătate. Am avut destul de mult succes. Pe timpul de ieri, lucrați undeva? Doar freelancing de acasă. Asta e prima dată când aș putea să plec undeva să lucrez. Sigur că da, dar nu numai pe perioada verii. Am 18 ani deja, o să intru la facultate și intenționez să-mi iau chiar un job part-time. Chiar dacă nu toți au fost mulțumiți de felul în care au fost tratați de patroni, tinerii spun că merită să încerce și anul acesta și speră la un job unde vor îmbina munca cu distracția.